În răsăritul îndepărtat se află o vale, înconjurată de munți înalți. Prin ea trece un râu zgomotos, de stejarea ei se agață vița de vie. Departe, o departe de aceste meleaguri, în aceste regiuni mai proaspete, am văzut păduri verzi și oameni trăind mai fericiți. Cu aceste versuri ale împărătesei Elisabeta, aș vrea să vă spun bine ați venit și să vă invit la o incursiune în tradiția bimilenară a stațiunii Băile Herculane. În 2007, la sugestia multor vizitatori, oaspeți din țară și de peste hotare, m-am hotărât ca să scriu o carte despre Băile Herculane. Această carte a apărut în septembrie 2007, primul volum, nu știam că va fi și al doilea, și a fost lansată la Băile Herculane, la Turnul Severin, la Craiova, la București, la Târgul de Turism al României și la Viena, în Austria. Sigur că toate aceste lansări au fost, de fapt, o promovare a potențialului turistic extraordinar al stațiunii de pe Valea Cernei. Solicitată fiind și de Muzeul Șvabilor Bărânțeni din Ulm, Germania, Biblioteca Bayerische din München, Biblioteca Națională din Viena, am luat decizia de a traduce în limba germană. În 2010 am tradus-o în limba germană. A fost lansată la Băile Felix, la ocazia unui eveniment important pentru România, primul congres al Asociației Europene a Stațiunilor Balneare, care a avut loc în Băile Felix, cum spuneam. Apoi la Hotelul Ferdinand din Herculane și la Biblioteca Germană Alexander Titz din Reșița. În toamna anului trecut, văzând acest interes și găsind multe alte documente, inclusiv din călătoria la Viena, am tipărit și volumul 2, Herculane Arc peste timp, care a fost dedicat primul capitol împărătesei Elisabeta, care a avut un sejur de 6 săptămâni la Băile Herculane. A fost lansat la fel la Herculane, la București, la Hotel Fenicia, la Romexpo București, cu ocazia târgului de turism și la Reșița, la librăria Semn de Carte. Aș vrea să încep această scurtă prezentare a tradiției istorice bimilenare a stațiunii cu această frumoasă imagine de pe muntele Domoglet a centrului imperial istoric. Aveți în imagine toate pavioanele istorice din jurul statuii lui Hercules, construite în prima jumătate a secolului XIX și sigur monumente istorice de arhitectură balneară declarate. Și această a doua parte a centrului istoric, alcătuită din Băile Imperiale Austriece, complexul Casino, hotelul Decebal sau Francioze, cum se numea, și hotelul Traian sau Rudolf. Deci acest complex arhitectural cu o concepție unitară a fost construit în a doua jumătate a secolului XIX, când deja stațiunea era în apogeul gloriei și al faimei internaționale. Sigur că mulți dintre dumneavoastră știu un expert internațional a fost declarat de reprezentantul Organizației Mondiale a Turismului pentru Europa, domnul Luigi Cabrini, spunea la Forumul de Turism Balnear de la Vatra Dornei, vorbind despre tradiția turismului balnear în România, spunea că la Băile Herculane, una dintre cele mai vechi stațiuni balneare ale lumii, se pot vizita vestigii arheologice de pe vremea romanilor. Și, într-adevăr, avem această tablă votivă aflată în Muzeul Stațiunii, care, din păcate, este la Casino sub cheie, casinoul s-a vândut, urmează să se mute la Vila Elisabeta, care va fi, sperăm, anul acesta reabilitată. Deci această tablă votivă din anul 153 atestă vechimea stațiunii.
unii autori, având la bază descoperirile monezilor cu chipul împăratului Traian, consideră că acesta, împăratul Traian, este ctitorul stațiunii. Aveți în imagine atacul Hercules Sacras, inscripția de pe frontispiciul izvorului Higea de în hotelul Roma, prima denumire romană a stațiunii, la apele sfinte ale lui Hercules. Deci, vedeți, conotația divină, miraculoasă a acestor ape, care era dată de către romani, fascinați de efectul terapeutic extraordinar, de peisajul pitoresc și de extraordinarul potențial al stațiunii de pe Marea Cernei. Fără îndoială că principala atracție turistică a fost, este și va rămâne, miracolul apelor termale. Aceste izvoare termale au captat atenția administrației romane, care au construit primele drumuri, apeducte, terme romane, devenind în scurt timp stațiunea un loc de recreere și de tratament vizitat atât de simpli cetățeni, cât și de importante personalități politice ale Imperiului Roman. Nu amintim decât de împăratul Traian cu mama sa Iulia, care în anul 214 după Hristos a vizitat stațiunea Băile Herculane și a făcut tratament aici. Aveți în imagine din stânga sus Băile Romane înainte de construirea Hotelului Roman, care a fost în anul 1976, izvorul Higea de lângă aceste băi, apeductul roman și câteva din izvoarele de cură internă, pentru că trebuie să știți că, în afară de tratamentul extern, care este bine cunoscut de dumneavoastră, pentru afecțiuni reumatismale, artroze, coxartroze, discopatii lombare, la Băile Herculane se mai fac și tratamente așa numită cură internă. Avem izvorul Diana, lângă Băile Diana, hotelul Ferdinand, izvorul de ochi, Argus, care am avut surpriza să găsesc un document din 1836 realizat de un medic francez despre virtuțile terapeutice ale izvorului de ochi, Argus. De fapt, trebuie să vă spun că aceste izvoare termale au fost descoperite efectele lor de către oameni simpli din popor, care au venit și au văzut în pielea lor aceste efecte mult înainte de a fi fost analizate de către specialiști. Și oamenii au dat denumiri acestor izvoare. Izvorul de ochi, baia de rând, baia de friguri. De-abia în anul 1772, medicul vienez Kranz a efectuat primele analize experimentale ale acestor ape și le-a publicat în această carte pe care vă o prezint în imagine, coperta cărții. Efectul a fost extraordinar. Anul următor, o avalanșă de vizitatori au venit aici la Herculane ca să constate pe pielea lor efectul terapeutic miraculos al acestor ape. Sigur că a doua etapă importantă în dezvoltarea stațiunii o reprezintă perioada austriacă, secolele 18-19, de când datează toate pavilioanele din jurul statuii lui Hercules. Statuia lui Hercules a fost montată în anul 1847, realizată din fier de tun de către meșterii germani Glanz și Rommelmeier și a fost dăruită de arhiducele Carol stațiunii în semn de omagiu pentru efectele terapeutice asupra soldaților și ofițerilor armatei imperiale, care și-au făcut bine în urma tratamentului de aici de la Herculane. O vedere simpatică de epocă, aveți și în cartea din volumul 1, scrie în maghiară și în germană, turiștii când au șosesc turiștii cu portofelul dolora de bani, clădirea cazinoului la mijloc cu oferta sa bogată din acea perioadă și la plecare portofelul golit. Deci, o imagine foarte sugestivă
legată de oferta care, bogata oferta a stațiunii în acele vremuri. Trebuie să amintim despre importantele personalități imperiale care au contribuit la reabilitarea stațiunii secolele, începând cu secolul XVIII și XIX și care au fost prezente. Inclusiv ca să vadă ritmul acestor lucrări de reabilitare și să se relaxeze și să facă tratament. Împăratul Iosef al II-lea este primul care a venit, apoi împăratul Francesc I și soția sa împărăteaza Charlotte și binecunoscutul cuplu imperial, împăratul Franz Joseph și împărăteaza Elisabeta sau Sisi. Una dintre cele mai fascinante personalități feminine ale secolului XIX, împărăteasa Elisabeta, vestita Sisi, a fost oaspetele stațiunii Băile Herculane de 5 ori. S-a îndrăgostit pur și simplu de stațiunea Băile Herculane. Vila Tatarții, construită în anul 1872, a fost pregătită special de către administratorul stațiunii Carol Tatarții pentru a o primi pe împărăteasă. A fost cumpărat mobilier special, dormitorul împărătesei Elisabeta a fost amenajat, salonul de primire, care îl aveți în imagine și de, se mai păstrează candelabrul original și oglinzile cu sticlă de murală. Și în aprilie, 4 aprilie 1887, împărăteasa Elisabeta, însoțită de o suită de 30 de persoane, vine la Băile Herculane, la Vila Tatarții, care de atunci se numește Vila Elisabeta. Și petrece un sejur de 6 săptămâni la Băile Herculane. Și-a descoperit o pasiune pentru drumeții. Iată aici în imagine, făcând excursii în Mehadea, prin Toplesc, prin Valea Bolvașniței, cu trăsura, ea conducea singură trăsura, vizitiu era la spate, iar într-una din drumețiile din jurul stațiunii Băile Herculane, însoțită numai de o doamnă de onoare și de o cărăușă, a ajuns într-un frumos punct de pervedere pe vârful Ciorici, care acum îi poartă numele, vârful Elisabeta. Și a exprimat plăcerea de a vedea o frumoasă priveliște, toată Valea Cernei, stațiunea Băile Herculane, se vedea la picioarele împărătesei și împărăteasa și-a exprimat dorința de a servi masa a doua zi acolo. Peste noapte, 80 de lucrători au construit acest foișor pentru ca împărăteasa să servească dejunul în acel loc frumos. De atunci, foișorul se numește foișorul Elisabeta, vârful Elisabeta, izvorul Elisabeta și, bineînțeles, vila Elisabeta care poartă numele împărătesei. Inelul împărătesei Elisabeta. Am avut această plăcută surpriză să descoper inelul de aur cu piatră de rubin, dăruit de împărăteasă, care este în imagine, Mihail Feneșan, care a scăpat-o de câinele ciobănesc care era foarte îndârjit și care se repezise la împărăteasă. Neavând altă soluție de a potoli, s-a aruncat pe câine și numai așa a putut să o salveze pe împărăteasă. În semn de mulțumire, împărăteasa și-a scos inelul de aur, piatră de rubin roșu, l-a dăruit ciobanului și a devenit astfel moștenire de familie până la profesorul Iancu Fereșan, care mi l-a arătat, l-am fotografiat, fie prezent în premieră, în volumul 2 al cărții Herculane Arc peste timp.